Pace și bine ați venit la Casa Domnului și în seara aceasta avem și oaspeți din România care îți dai casei, familia Giuga, îi salutăm între noi, Domnul să-i binecuvinteze și pe oricine care ne vizitează în seara aceasta și pe noi toți care am venit aici, Domnul să facă vizita aceasta, adunarea aceasta, strângerea noastră la oaltă binecuvântată și să plecăm de aici binecuvântați atât de cuvântul Domnului, cât și de părtășia pe care o avem unii cu alții. Și să știți că simpla vestirea cuvântului nu face nimic dacă nu există părtășie în Duh, dacă nu există rugăciune ascunsă, dacă nu avem o dimensiune supranaturală a adunărilor noastre. Domnul să ne ajute să venim cu așteptarea aceasta că ne vizitează Domnul și ne vizitează Duhul lui Cel Sfânt. Câteva anunțuri în seara aceasta. Duminică dimineața, corul nostru se deplasează la biserica din Des Plaines. Numai corul. Sunteți invitați fierbinte să rămâneți aici, ca biserica noastră să nu fie descompletată. Vă mărturisesc că am văzut multe biserici vizitând alte biserici cu grupuri și niciodată nu s-a deplasat biserica întreagă și n-au rămas goi. Să fim și noi cu inima la adunarea aceasta și să venim, cei care nu suntem implicați în cor, să venim la adunare și să avem o adunare frumoasă și duminică dimineața. De asemenea, aș vrea să vă spun că am făcut o chemare, nu numai eu, mai mulți au făcut chemare aici de la Amvon pentru voluntari, pentru instalarea de flori din sala de gimnastică și răspunsul a fost peste așteptări. Mulțumim Domnului! Luni au venit mulți și au descărcat în timp expres încărcătura aceea mare de plywood. Apoi a fost o zi de liniște și miercuri au început să-l instaleze. Deja miercuri spre sfârșitul zilei era aproape gata. Joi, astăzi au finisat ce a mai rămas, au pus cuie și au dat și primul strat de sealant și arată foarte bine. Probabil de luni putem să o folosim din nou. Mâine mai vin să pună un ultim strat de sealant și la începutul februarie o să vină să instaleze cu ajutorul Domnului și ultima, florul adevărat, florul care finisează sala de gimnastică. Aș vrea să vă spun că mi-a spus fratele Mircea că aproape că a plâns de cât a fost de impresionat, nu numai faptul că au venit mulți, ci că au lucrat cu inimă. Nu a trebuit să alerge după nimeni, nu a trebuit să spună la nimeni nimic, toți au știut ce fac și au lucrat exact ca un stup de albine care știe fiecare ce trebuie să facă. Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Și am văzut și mici și mari și bunici și nepoți în sală acolo au lucrat. Am fost extraordinar de impresionat și eu. M-am dus să-i vizitez mereu. Și cam atât, nu știu dacă mai sunt alte anunțuri, puteți să mi le transmiteți. Să ne apropiem de cuvântul Domnului, haideți să ne ridicăm și să citim cuvântul care ne stă în față și în seara aceasta. Suntem în continuare în Osea, ne uităm la primele trei versete și în special la versetul al treilea în seara aceasta. E, așa cum am spus, o legătură foarte frumoasă între aceste trei versete, un fel de chiasm. Scrie așa în Osea 6, începând cu versetul 1, veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca, El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. Versetul 2, El ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Și versetul al treilea, să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaie de primăvară care ude pământul. Amin. Te rugăm și în seara aceasta, Tată Sfânt, Tu să ne vorbești. Să ne vorbești în așa fel încât sufletul nostru să fie vindecat, să fie înnoit, să fie înălțat, să fie împuternicit, pentru ca Evanghelia ta să poată să fie dusă și de noi ca de niște vase sfinte care îți aduc roadă și cinste. Numele Domnului Iisus și pentru slava Lui te rugăm. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Am spus că e un chiasm aici, niște idei care se succed. În primul verset am văzut că este o chemare, o chemare la întoarcere la Domnul și când am studiat acest verset am văzut că este acea idee a întoarcerii care este comună cu ideea din Noul Testament, metanoia, pocăință, schimbarea minții, mintea de pe urmă, mintea sănătoasă, mintea care vede lucrurile așa cum trebuie să le vezi la sfârșit și pe care o să o primească și unii în iad, că o să vadă cum ar fi trebuit să fie, dar va fi prea târziu. Versetul 2 conține două idei, structura unui chiasm este așa A, B, B, A, se duce într-un crescendo și apoi revine două idei care se succed, sunt enumerate în ordine A, B, iar apoi sunt enumerate din nou în ordinea B, A. Ideea din primul verset este aceea de întoarcere la Domnul. Ideile din versetul 2 sunt acelea de renaștere și reînviorare sau
revitalizare. Iar versetul 3 este din nou o invitație și invitația la a-L cunoaște pe Domnul și este tot o invitație la a ne întoarce la Domnul până la urmă. Însă, ca să fim mai conștienți de ce vrea să spun acest verset, și eu de fiecare dată când studiez foarte atent, mi se întâmplă să citesc și eu numai ca să marchez căsuțele, trecerea prin citirea Bibliei, dar câteodată mă apuc și citesc, cum sunt ocaziile acestea în care sunt silit, citesc foarte atent versetele și încerc să fac legături. Și când fac aceste legături, sunt absolut uimit, nu numai de frumusețea lucrurilor revelate despre Domnul Iisus și despre Biblie și așa mai departe, cât de practicalitatea lucrurilor pe care le-aș putea lua pentru mine ca să le aplic în viața mea și cu câștiguri enorme. Și pe care altfel nu le-aș fi văzut dacă nu le studiam sau dacă nu le-aș fi auzit explicate de altul. Mi se întâmplă când altcineva care a făcut acest efort îmi expune de la amvon și eu sunt atent și atunci am avantajul că munca lui mi-o însușesc prin ascultare. Și acesta este avantajul să ai predicatori, mulți, tu singur nu poți acoperi toată Biblia, dar mulți predicatori poți acoperi toată Biblia și de fiecare dată, dacă este o predică muncită și inspirată de Domnul, poți să pleci cu un câștig pe care nu l-ai muncit, dar l-ai ascultat. Și ai atitudinea că ai ascultat și ai luat munca altuia și revelația Domnului până la urmă. Și ce am observat în acest al treilea verset, în primul rând, vreau să vă spun că traducerea din Cornilescu nu este neapărat cea mai bună, nu este neapărat completă. Vreau să vă adaug câteva elemente care o completează un pic și fiecare din traducerile în românește și în engleză poate să sufere. Și atunci când te uiți la original, înțelegi mai mult, dar nu ne este întotdeauna accesibil. De aceea e bine să comparăm mai multe traduceri și să vedem care se apropie sau cum să le combinăm ca să se apropie de original. Traducerea Biblia Regele Carol sună așa. Vrem să-L cunoaștem și să ne sârguim spre cunoașterea Domnului. Venirea Lui este sigură ca revărsatul zorilor, că El va veni peste noi ca o ploaie timpurie și ca o ploaie târzie care înviorează pământul. Elemente care lipsesc din Cornilescu. Vedeți, e dată numai o singură ploaie, aici sunt date două ploi. Originalul le menționează pe amândouă. Iar originalul are, această precizare mai intensă a faptului că suntem îndemnați să-L cunoaștem, să ne sârguim să-L cunoaștem, să depunem acest efort, această plănuire specifică de a cunoaște pe Domnul. Și vreau să vă dau și traducerea engleză NASB, New American Standard Bible, spune așa, so let us press on to know the Lord. His going forth is as certain as the dawn. And He will come to us like the rain, like the spring rain, watering the earth. Fiecare aduce un pic de nuanță, care completează imaginea generală. Ceea ce am văzut în acest verset este că avem o chemare care este dublă și care cumva din cauza aceasta devine imperativă. Să cunoaștem, să căutăm, să ne sârguim, să insistăm în a-L cunoaște pe Domnul. Și la aceasta se adaugă niște propoziții interesante, pentru că El se ivește cu siguranță, cu certitudine, El vine ca o ploaie de primăvară și ca o ploaie de toamnă să învioreze pământul Său de pământul. Și am găsit aici trei puncte importante. Primul este necesitatea, dacă e așa o chemare imperativă, da? Dacă e așa un îndemn puternic, înseamnă că profetului s-a dezvăluit că este necesar, este vital, este absolut important pentru viața noastră să-L cunoaștem pe Domnul. Și am spus eu, primul punct este necesitatea cunoașterii Domnului. Să cunoaștem, să ne sârguim să-L cunoaștem pe Domnul. Mi s-a lipit cuvântul ăsta de inimă vechi din Biblia Carol, nu l-am mai auzit de mult și câteodată am obsesie cu câte un cuvânt din asta, să ne sârguim. Tatăl meu îmi spunea, măi, sârguiește-te și tu la matematica aia amărâtă și pe vremea nu-mi plăcea foarte mult și uite că am ajuns să predau matematică. Din cauza că tata a pus presiune pe mine și mama, nici nu mai zic, dar tata era cel care m-a ajutat de obicei la teme. Și așa sună cuvântul aici, dacă vrem să luăm și traducerea mai veche, să cunoaștem, să ne sârguim să-L cunoaștem pe Domnul. Și uitați ce progresie chiastică avem aici, din versetul 1, 2 și 3, ni se dă o invitație a ne întoarce la Domnul, o invitație la pocăință, apoi
ni se promite învierea și reînnoirea, învierea și viața nouă. În versetul 2 și apoi, această viață nouă trebuie să producă până la urmă o însoțire, înviere, întoarcere, înviere, înnoire, însoțire. O însoțire cu Domnul. Suntem chemați la o relație cu Domnul, suntem chemați să-L cunoaștem. De ce? Cuvântul din original, a cunoaște, avea foarte multe sensuri. Avea și acela de căsătorie sau de cunoaștere fizică. Avea și acela de a cunoaște intelectuală și de, era plenar, putea să exprime foarte mult cuvântul din original și derivativele lui, cunoștință, se trage tot din acest cuvânt, iada. Și observ aici o progresie interesantă în care Domnul spune, întoarceți-vă la mine, eu vă dăruiesc viața și înnoirea și veți ajunge să vă însoțiți cu mine. Ce lucru extraordinar! Să ni se dea promisiunea însoțirii cu Domnul. Nu este numai o înviere ca să ne facem noi gusturile noastre și să trăim independenți ca o cetate singură pe un deal, ci suntem chemați la o familie, la o relație, la ceva extraordinar de frumos, unde nu suntem singuri. Știm că Dumnezeu așa ne-a creat, să nu fim singuri. Când suntem singuri, suferim. La început poate ne place o vreme, dar la un moment dat știți că singurătatea este o tortură. Este o tortură aplicată în închisori. Cea mai mare, una dintre cele mai mari pedepse în închisoare este izolatorul. Te pune la izolare și nu mai ai contact cu nimeni. Să vezi atunci ce bine este să fii singur. Și poate să-ți dea în închisoare cele mai bune lucruri, nu ți le dă, dar chiar dacă ți le-ar da pe cele mai mult, cele mai bune lucruri de mâncat și de băut și așa, până la urmă înnebunești de singurătate. Oamenii își uită limba în închisoare când sunt ținuți în izolație singuri, dacă nu se chinuie să vorbească la pereți. Noi suntem chemați la o însoțire cu Domnul. După ce am experimentat întoarcerea, înnoirea minții, pocăința, mintea de pe urmă, mintea sănătoasă, Domnul ne dă în dar, prin har, învierea, înnoirea, viața nouă, un dar definitiv, care nu se mai ia, un dar prin har, un dar etern, dar care automat aduce cu el responsabilități. Când ți se dă viața, ai și responsabilități. Nu poți să trăiești și să ai numai beneficii. Ai și responsabilități. Asta este viața adevărată. Astfel, în urma acestui dar, avem chemarea și invitația imperativă să ne însoțim cu Cel ce ne-a chemat și ne-a dat viața. Adică să intrăm într-o relație tot așa de definitivă, tot așa de permanentă, de stabilă, de crescândă cu Domnul, cum este și viața care ne-a fost dăruită. El ne-a dat viața din belșug. Nu s-a zgârcit să ne dea un pic de viață și să ne dea așa numai cât să avem gustul vieții. El ne-a dat viața deplină. Și într-adevăr, nu avem decât o arvună acum, pentru că suntem încă sub opresiunea păcatului într-o anumită măsură, da? Dar știm că ni s-a dat viața deplină. Și vom experimenta viața deplină și Domnul ne cheamă ca în același fel să căutăm și însoțirea deplină cu El. O însoțire deplină cu Domnul. Nu suntem chemați numai la viață, însemnând cunoașterea lucrurilor din jur și faptul că suntem conștienți de ce ne înconjoară și ne bucurăm de lucrurile care ne se dau spre consum, ne cheamă la ceva cu mult mai înalt, ne cheamă la o relație, la însoțirea cu El. De aceea ni se dă această chemare imperativă, să-L cunoaștem, să ne sârguim să-L cunoaștem pe El. A cunoaște pe Domnul este o necesitate imperioasă și Scriptura este extrem de bogată în a ne da versete care să ne lămurească ce avantaj este să-L cunoști pe Domnul și să ajungi să te însoțești cu El și ce dezavantaj este să nu-L cunoști pe Domnul. Eu am făcut organizat așa un fel de tabel, a cunoaște versus a nu cunoaște pe Domnul. Cei care îl cunosc pe Domnul sunt oameni zdrobiți, lucrați, spune fratele Daniel. Mi-a plăcut foarte mult expresia asta când am auzit-o prima dată la dânsul. Sunt oameni zdrobiți și el îi numește lucrați, lucrați de Duhul Domnului, da? Ce cunosc, amin, ce cunosc pocăința, ce au acea minte de pe urmă. Un exemplu foarte interesant îl găsim unde nici nu ne-am aștepta, la Manase. 2 Cronici, capitolul 33, versetele 12 și 13, scrie așa.
când a fost la strâmtoare. Că numai atunci a venit lui mintea de pe urmă. Slavă Domnului că a mai avut un pic de răsuflare în el. Că la unii nu mai ajunge să existe și răsuflare când îi lovește strâmtorarea și pierd calul azi de val. Dar lui Domnul i-a dat har când a fost la strâmtoare. S-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. S-a însoțit cu Domnul. Și de atunci încolo viața lui a fost schimbată. Dar a fost prea târziu pentru națiune? Dar n-a fost prea târziu pentru Manase? Și din punctul ăsta de vedere, frați și surori, câtă vreme se spune astăzi și mai respirăm, nu este prea târziu. Slavă Domnului pentru lucrul acesta. Să comparăm aceasta cu dezavantajul de a nu-L cunoaște pe Domnul. A nu cunoaște pe Domnul înseamnă că suntem oamenii răi. Și un exemplu foarte clar în Scriptură era, să zic, frumos, dar nu-i frumos, e numai clar. Găsim în 1 Samuel, capitolul 2, versetul 12, fiii lui Eli, știți? Știți ce spune acolo? Fiii lui Eli erau niște oameni răi. Nu cunoșteau pe Domnul. Observați legătura. Dacă ar fi cunoscut pe Domnul, n-ar fi fost răia, pentru că nu cunoșteau pe Domnul, au avut dezavantajul acesta enorm. Au fost răi și au fost răi fără leac, din nefericire în cazul lor. A cunoaște pe Domnul îi face pe oameni să, să aibă încredere în Domnul și îl face pe Domnul să nu-i părăsească. Citim în Psalmul 9:10, cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. A nu cunoaște pe Domnul îi face pe oameni să fie infantil și într-o stare de precunoaștere. Știți că Samuel a fost chemat de Domnul și nu știu ce se întâmplă. Era infantil, era într-o stare de infantilitate. Spune Scriptura, el nu cunoștea pe Domnul. Dar, slavă Domnului, a ajuns să-L cunoască, însă există o astfel de stare de infantilitate înainte de a-L cunoaște pe Domnul. Cei care îl cunosc pe Domnul sunt acoperiți de bunătate, de dreptate și de lumină. Psalmul 36, versetele 7 la 10. Pe când cei care nu-L cunosc sunt oameni lipsiți de odihnă și de pace. Oamenii de la Masa și Meriba au supărat pe Domnul foarte tare pentru că nu L-au cunoscut, deși le-a dat așa de multă ocazie și așa de multe dovezi. Psalmul 95, citim așa, dacă îl găsesc. Nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa, am pustit unde părinții voștri m-au ispitit și m-au încercat, măcar că văzuseră lucrările mele. N-aveau nicio scuză, ar fi trebuit să-L cunoască. 40 de ani m-am scârbit de neamul acesta și am zis, este un popor cu inima rătăcită, ei nu cunosc căile mele. De aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în sabatul meu, nu vor intra în odihna mea. Și o listă întreagă am făcut aici, nu știu dacă am timp să trec prin toată lista, dar am să vă spun numai așa, știu eu, ce mi se pare mai important. Oamenii care îl cunosc pe Domnul sunt ocrotiți și Dumnezeu le răspunde. Oamenii care îl cunosc pe Domnul sunt pocăiți, au mintea de pe urmă, sunt întorși. Am versete la fiecare. Oamenii care îl cunosc pe Domnul sunt înțelepți și cu frică. Oamenii care îl cunosc pe Domnul sunt din familia Lui și mânați de Duhul Sfânt. Amin. Oamenii care îl cunosc pe Domnul sunt puși într-o stare după voia Domnului. Ce lucru extraordinar să știi că ai fost pus într-o stare după voia Domnului. Prin ce? Prin rănile Domnului Iisus. Prin cunoștință, da? Dar prin cunoștința acestor răni. Oamenii care îl cunosc pe Domnul sunt smeriți și miloși. Ieremia 9:23-24. Oamenii care îl cunosc pe Domnul sunt frugali, sunt mulțumiți cu ce au și cu soarta lor. De aceea sunt doritori mai mult să facă dreptate și judecată decât să câștige. Asta trebuie să vi-l citesc. Ieremia 22. Ieremia 22 spune așa, vai de cel ce zidește casă cu nedreptate și odăile cu nelegiuire, care pune pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata, care zice, îmi voi zidi o casă mare și odăi încăpătoare și face ferestre multe, o căptușește cu cedru și o vopsește cu roșu. Împărat ești tu oare de te întreci în cedrii? Nu mânca și tatăl tău și nu bea și el? În colibă. Și totuși el făcea dreptate și judecată și era fericit.
Tu te miri de ce nu ești fericit în case de cedru și de... Pentru că nu faci dreptate și nu ești interesat de cel sărac. Și uite ce spune Domnul. Judecă pricina săracului și acelui lisit, judeca pricina săracului și acelui lisit și era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a mă cunoaște? Zice Domnul. Oamenii care îl cunosc pe Domnul sunt mulțumiți cu starea lor, nu se chinuie așa de tare să ajungă, să aibă, să arate, să demonstreze. Ce să demonstrezi? Că dacă te ia cineva la bani mărunți, îți arată că sunt averi nedrepte pe care le sunt. Chiar dacă ai fost cinstit, sunt tot nedrepte, că foarte mulți care le merită nu le au și cei care nu le merită din cauza împrejurilor societății și evaluării valorilor în mod nedrept, le au. Înțelegeți? Sunt tari și viteji oamenii care îl cunosc pe Domnul. Sunt cei care știu valoarea adevărată a lucrurilor. Sunt cei care cunosc pe Tatăl. Sunt dărâmători de redute satanice. Gândiți-vă la 2 Corinteni 10 cu 5. Noi distrugem întăriturile cerurilor, izvodirile celor care se ridică împotriva cunoștinței de Dumnezeu. Da? Asta sunt cei care îl cunosc pe Domnul. Sunt cei care reușesc să-i sfătuiască pe alții, să se roage pentru alții, să postească pentru alții, să-i îndure pe alții, să-i rabde pe alții, să aibă milă față de alții, să înțeleagă că dacă ei sunt undeva mai sus, sunt o oaie tare care îi primește mai mare decât oaia slabă, că Domnul spune că eu am ceva împotriva oilor tari care dau cu umărul și le împing pe alea slabe afară din turmă. Și trebuie să fii mai atent la cum calci și cum pășești, cum ajuți oaia slabă. Toți aceștia sunt oameni care știu și îl cunosc pe Domnul. Sunt oameni bottom line, sunt oameni plini de dragoste. Că toate celelalte se sfârșesc, dar rămâne dragostea. Și Dumnezeul nostru este dragoste. Spune 1 Ioan 4:8, dacă îl găsesc, nu știu dacă l-am mai scos, cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Iar dezavantajele necunoștinței de Dumnezeu, iar sunt multiple. Sunt lași, trădători, nedrepți, absânt, vicleni, nemiloși, hrăpăreți, mândri, fuduli, ubăr-fățarnici. Ieremia 9:6, un verset extrem de puternic, așa de mult m-a impresionat. Locuința ta este în mijlocul fățărniciei și de fățarnici ce sunt nu vor să mă cunoască, zice Domnul. Ubăr-fățarnici, zic eu. Oameni lepădați și duși la piere și cu copiii lepădați. Osea 4:6. Deja am trecut de capitolul acesta, dar spune în Osea 4:6. L-am pierdut aici. În orice caz spune că Domnul îi leapădă și pe ei și pe copiilor când sunt în refuz de a-L cunoaște pe Domnul. Oameni blestemați și profund imorali. Romani 1:28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Neîngăduite. Lucruri extraordinare, blestemate. Oameni, bottom line, fără dragoste. Oameni fără dragoste. Concluzia, este absolut vital să ajungem să-L cunoaștem pe Domnul pentru a ne însoți cu El. Domnul vrea să ne însoțim cu El. Da? Dacă vrem să fim mireasă, se căsătoresc doi care nu se cunosc, poate în alte culturi, dar la noi e un lucru așa de frumos că oamenii se căsătoresc de-abia după ce se cunosc bine sau încearcă să se cunoască bine, nu? Pentru că este un lucru care contează, care este definitiv, este pentru toată viața, e foarte important și există multă durere în căsnicile în care unul se preface și până la unul descoperi că e altceva. E ca și cum ai cumpărat o mașină la care dealerul te-a mințit, nu? Trebuie să cunoaștem ca să ne însoțim cu Domnul. Este vital. Și am ajuns la următoarea parte, am să trec foarte repede prin ele. Neîndoielnica certitudine a posibilității cunoașterii Domnului. Venirea Lui e sigură, care vărsatul zorilor, este în traducerea Carol. Și într-adevăr așa e și în original, că venirea Lui este sigură și în această siguranță ni se spune că
ni se garantează că și cunoașterea Domnului este posibilă și este sigur posibilă. Este sigur, cunoașterea Domnului este sigur posibilă. Nu pentru că suntem noi înțelepți, nu pentru că am depune noi efortul necesar, ci pentru că Domnul se revelează, are plăcerea să se reveleze, noi trebuie să depunem efortul ca să primim revelația Lui. Unii se scuză și foarte mult se scuză prinși de un spirit agnostic că nu-L putem cunoaște pe Domnul. Nu avem timp în seara aceasta, dar sunt o groază de citate, e frumos să vă uitați pe ele, să vedeți ce scuze subțiri au. Și dacă ar exista un Dumnezeu, cred că este foarte puțin probabil ca El să aibă o vanitate așa de monumentală încât să fie jignit de cei care se îndoiesc de existența Lui, Bertrand Russell. Serios? După ce El ți-a dat tot și s-a revelat complet, crezi că mai poate fi indiferent de faptul că tu nu-L cunoști sau pretinzi că nu-L poți cunoaște? Aia nu este vanitate, este recunoașterea faptului că ești în rebeliune și că ai o atitudine de rebel care îți cauți subterfugii ca să nu primești ceea ce El ți-a dat deja și pentru care a plătit cu viața Fiului Său. Am citate din Carl Sagan absolut ilare, sunt triste, dar ilare în același timp ce întortocheturi ajung în mințile oamenilor care vor să găsească un fel de a-L refuza pe Domnul. Nu există nimeni care să se poată scuza că nu, Domnul nu se poate cunoaște. Cunoștința lui Dumnezeu este sigur posibilă, tot așa cum este 100% că El vine, cum vin zorii, este 100% că vin zorii. Putem să ne îndoim că vin zorii mâine? Așa spune versetul, tot așa de sigur e venirea Domnului. Și dacă tot așa de sigur e venirea Domnului și El vine să se întâlnească cu noi, este clar că a făcut posibilă și cunoașterea Lui, ca să ne întâlnim cu El în termeni buni și nu în termeni răi. Pentru că El vine cu intenția asta să ude pământul, să aducă ploaie, să crească rodul. Și ce urmează însoțirii cu Domnul? Înviorarea aceea care vine după ploaie, nașterea, aducerea de rod. Domnul ne cheamă la aceasta. El vine ca o ploaie timpurie și ca o ploaie târzie care înviorează pământul. Și iată concluzia cu care vreau să închei. Suntem uscați? Simțim că suntem uscați? Suntem doriți de părtășie? Suntem doritori după rod? Suntem lipsiți de rezultate? Înseamnă că trebuie să cunoaștem, să căutăm, să ne sârguim să-L cunoaștem pe Domnul, ca să ne însoțim cu El. Și vă garantez că nu există o stare de fără rod pentru cei care se însoțesc cu Domnul. Vom să ne ajute la aceasta. Amin.